Abia a trecut Crăciunul și deja se plănuiesc vacanțele de după Revelion. Indochina, Antarctica și America de Sud sunt acum pe listă. E drept pentru o excursie exotică și prețul e piperat, chiar și 10.000 de euro. Sunt însă și oferte pentru muritorii de rând. Cu 200 de euro poți merge în ianuarie la schi în Austria. Așa arată capătul lumii, Antarctica. Este un loc ideal pentru turiștii aventurieri. Doar aici poți vedea focile de aproape și te poți plimba cu pinguini. Balenele te vor însoți la o plimbare cu barca gonflabilă sau caiacul printre ghețarii spectaculoși. Și, îmbrăcat în echipament special, poți chiar plonja în ocean. Pentru o croazieră în înghețata Antarctica vă trebuie însă un concediu de cel puțin 18 zile, iar prețul este foarte fierbinte. Doar un bilet de avion până la Ushuaia depășește 1.500-1.700 de euro, iar croaziera în sine costă între 6.000 și 9.000 de euro de persoană, în funcție de tipul de cabină ales. Cu o cincime din preț, 1.200 de euro, cine vrea să evite frigul și nu iubește aventura, se poate relaxa într-o vacanță de 7 zile, cu totul inclus, pe plajele din Cuba, Republica Dominicană sau altă destinație exotică. Jamaica la 1.100 de euro, 7 nopți, cu tot cu avion, cu cazare, masă, în hotel de 4 stele. Două destinații noi pentru turiștii europeni sunt Vietnamul și Cambodgia. Un circuit all-inclusiv de 7 sau 12 zile la temple, prin junglă și orașele principale costă între 1.700 și 2.600 de euro. Experiențe culturale inedite oferă și Thailanda, Sri Lanka, India sau China. Aici prețul unei vacanțe începe de la 1.200 de euro. Pentru cei care vor să meargă în vacanță, dar să și economisească bani, pârtiile de schi din Austria, Franța și Italia sunt locul ideal. Pentru un sejur alb, plătiți între 200 și 500 de euro. Faceți revenire!